sincer, sincer, ai cumva pile la doamna Liza de a făcut această colecție pentru tine, cât și nu știu, nu cred că există cineva pe fața pământului care să ducă în zona asta de Frida mai mult, Frida mai mult decât tine. Măi, eu vreau să rog pe cineva care este genealogist din România, îi dau și lui o misiune. Te rog eu frumos, spune-mi și mie dacă sunt familie cu Frida Kahlo. Pentru că eu am foarte multe chestii care, acum, dacă ai timp, ți le spun. În primul rând, semănăm ca și caracter, ca și parcurs. Doi, taică-s era din Arad. Era evreu ungur neamț din Arad, căsătorit cu o mexicancă. Aradul ei Acilea. Familia mea era din Târgu Mureș. Când au venit din Austria, s-au instalat în Târgu Mureș și erau și ei unguri. Unguri, nemți și cred poate și evrei, nu știu sigur, dar noi ne-am plăcut unguri și nemți eram. Și am scris o piesă despre ea care se numește Frida y Diego, pe care o cânt în continuare în Franța și acea piesă povestește viața ei fără ca eu să o fi cunoscut. Am scris-o în 98 și nu știam nimic despre Frida Kahlo și m-am apucat să scriu deodată în spaniolă cu niște metafore foarte tari. După ce am scris piesa, am citit întâmplător jurnalul ei intim, m-am ambiționat să-l citesc în spaniolă, eu neînvățând spaniolă, da? Și am găsit la sfârșit toate metaforele pe care eu le scrisesem, inclusiv faptul că ea este româncă. Da, și știi că sunt niște chestii pe care noi nu le explicăm. Iar alea nu cred, eu nu cred în reîncarnări, nu cred în alte păsări, dar cred efectiv că dacă suntem familie, avea ea un manifesto de transmis în continuare. Așa că eu foarte mulți ani m-am rugat pentru Frida Kahlo, iar acum vreau să zic o chestie. Nu trebuia să vin astăzi. Eu trebuia să vin peste o săptămână în România. Dar acum o săptămână o jurnalistă mi-a zis, ce faci, nu ești la defileul Lilizei? Păi când e? Pe 11. Păi zic, tocmai mi-am schimbat biletul pentru 11. Deci și aminte azi noapte și, nu, și ea mi-a făcut o rochie fără să-mi ia măsurile și ne-am dat seama că semăn și am zis, băi, chiar trebuia să... Semeniști, stră nepoata, dar și pictați. Eu pictez, deci aveți o grămadă. Da, și am foarte multe chestii cu ea în comun. La mine pictura este raportul cu ritmul, este raportul cu suferința. Eu nu există să nu pictez. Pictez ceramici din astea, deci exact parcă zici că suntem neamuri. Ea, aș vrea să merg la Casa de Azul, că sunt sigură că găsesc acolo niște corespondente. Deci, dragă genealogistule, te rog frumos, spune dacă suntem mătuși. Și dacă se întâmplă asta? Ce? Odată momentul ăla. Îți dai seama că am și spiritual, așa. Dar... Mai ales, nu, glumesc. Dar în primul rând ar fi o mare mândrie să fiu eu o familie cu ea și m-aș recunoaște. Știi, adică chestia cea mai nasoală a noastră românilor? Știi că comuniștii ne-au blocat accesul către adevăratele noastre familii și că tu îți dai seama că din 1945 mai în sus noi nu știm de fapt ai cui suntem? Nu știu prea putem să verificăm, asta e problema, că cred că nici nu mai avem arhive sau cred că s-au dus sau la... Există genealogiști care o fac, știi? Dar nu știu unde se găsesc, așa că vă rog frumos sunați-mă 0728 798 907.